Bun găsit la știri! Edilul municipiului și inspectorii primăriei nu sunt tocmai mulțumiți de cum decurg lucrările efectuate de firma nemțească pe străzile din municipiu. Cu atât mai mult cu cât reprezentanții firmei Pfeiffer au decalat din nou graficele de finalizare. Se pare că nici forța de muncă suficientă nu au. Primarul Ion Lungu și-a exprimat dezamăgirea că acest proiect nu poate fi finalizat până la venirea iernii. Nu pot să mă declar mulțumit. Din păcate, progrese nu sunt în această săptămână. Singurile progrese sunt în creșterea termenului, mutarea termenului de la 36 la 37, a 15 a 7. Sigur, motivat de anumite aspecte legate de modificarea unor soluții din partea proiectantului, și aici este un caz concret, discutăm de zona Zamca, strada Narcisilor, acolo unde s-a dat o altă soluție către proiectant, având în vedere faptul că soluția inițială n-a avut acceptul unui proprietar de teren. Dar sunt și multe situații în care chiar nu le înțeleg, se mută termenii de la o săptămână la alta, au fost 30 a 5, 31 a 5, s-a mutat la 30 a 6, acum văd că sunt mutate la 30 a 7 sau 15 a 7. Este clar că lucrurile nu merg cum trebuie, este clar că nu ne vom încadra în termenul stabilit, adică până la sfârșitul anului, până la sfârșitul toamnei să terminăm acest proiect în municipiul Suceava. Voi avea o discuție la ACET, voi avea o discuție la Consiliul Județean, unde, mă rog, este unitatea centrală de coordonare a acestui proiect. Vreau să vă spun că, sigur, nu asta e bucurie pentru noi sau veste bună. Din păcate, în toate localitățile din județ sunt întârzieri la acest capitol, la lucrările pe postul de mediu. O să văd ce se poate face. Vom avea discuții la nivel central cu firma Pfeiffer. Se pare că aici ne batem gura degeaba. Nu știu ce se întâmplă. Nu sunt forțe de muncă suficiente. Nu este mobilizare suficientă. O să aflu și eu. O să mă interesez, așa cum am spus, la ACET, care este coordonatorul tehnic, și la Consiliul Județean, să vedem ce măsuri putem lua, cum putem impulsiona acest constructor. Discutăm de firma Pfeiffer. Așa cum se cunoaște, constructorii la rândul lor angajează subcontractori. Se pare că sunt probleme la nivelul acestor subcontractori. Lucrările nu merg așa cum trebuie. Asta este realitatea și nu are rost să o mai ascundem. Voi avea cât de curând o discuție să vedem ce putem face, cum putem mobiliza acești constructori, să vedem în ce fază se află de contările financiare, pentru că primăria nu este parte în proiect în ceea ce privește decontarea banilor. Nu știu exact dacă sunt cu banii la zi, care este motivația, care este cauza. O să o aflăm în așa fel încât să putem să mobilizăm constructorii în perioada de vară care a rămas și care este perioada cea mai propice pentru aceste lucrări. În privința celor 20 de străzi care trebuiau predate de multă vreme administrației locale, acestea nu au fost aduse la starea inițială așa cum era prevăzut, drept pentru care inspectorii din primărie nu au făcut recepția acestora. 20 de străzi care trebuie predate sunt într-o fază finală. La unele dintre ele sunt niște observații de natură tehnică, gen cămine care sunt înălțate deasupra străzii, le coboară înapoi. Păi, nu înțeleg de ce nu l-a făcut cum trebuie din start, acolo este și un dirigent de șantier, sunt oameni de specialitate, deci aici vreau să apreciez cei de la primărie, că nu au vrut să preia aceste străzi până nu sunt finalizate. Sunt două categorii de probleme, deci fie că mai trebuie să balastate, cilindrate, să fie la starea inițială, și aici discutăm în primul rând de străzile de pământ, ca să spun așa, cele asfaltate au alt regim. Și mă bucur faptul că s-a înaintat foarte mult pe Aurel Vlaicu și sper să o terminăm într-o săptămână așa cum s-au angajat constructorii, în așa fel încât să putem să mergem mai departe cu lucrările care le avem acolo. La alte străzi, așa cum am spus, sunt capace la cele de pământ ridicate deasupra nivelului și ne creează probleme pe timp de iarnă la dezăpeziri și la circulația normală pe străzi.